Premieră pentru sistemul medical moldovenesc. Compania Orange a implementat soluția telemedicină în sănătate. Astfel, 10 ambulanțe aflate în gestiunea Spitalului de Urgență din capitală vor fi dotate cu echipamente performante care vor permite eficientizarea acordării primului ajutor medical în situații de urgență. Domeniul ocrotirii sănătății este unul din domeniul de prioritate în activitatea noastră de responsabilitate socială, social-corporativă. Deja, Orange deja au investit peste 29 de milioane de lei în diferite proiecte adresate anume domeniul de ocrotire sănătății, folosit pentru procurarea utilajului modern, de care toți medicii noștri au nevoie pentru îmbunătățirea condițiilor de spitalizare. Scopul nostru comun este să avem o Moldova sănătoasă. Ambulanțele sunt echipate cu camere video și GPS-uri conectate la rețeaua 3G a companiei Orange, cea mai extinsă și performantă din Moldova, care va permite monitorizarea echipajelor chiar și în localitățile izolate. În cadrul acestui proiect au fost echipate 10 autosanitare cu sisteme GPS și camere video care ne permite vizualizarea salonului autosanitarilor și a pacienților în timpul acordării asistenței medicale de urgență și ne dă posibilitatea de a interveni de către medicul consultant de la distanță și a face acele repere diagnostice și de tratament necesare conform fiecărei situații. Dotarea ambulanțelor cu echipament performant face parte din proiectul pilot Parteneriat pentru Viață susținut de Orange Moldova. Today, what you see, what we see here is one of the best example of how technology can serve mankind. And this shows very clearly that technology is not only about serving people, but also serving a more, I would say, social goal, which is absolutely also what Orange stands about. Până la sfârșitul anului, în cadrul proiectului Parteneriat pentru Viață, Orange Moldova va dota cu echipament performant alte 10 ambulanțe.